Președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi legea privind introducerea disciplinei Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România. Propunerea legislativă prevede adăugarea în curicula școlară de liceu a unui curs cu acest nume. Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revoluția din 1989, inițiat de deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, a fost adoptat în luna mai de Parlament. Propunerea legislativă prevede introducerea în curicula școlară de liceu a cursului Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România. După mai bine de 30 de ani de la Revoluția Română din 1989, devine absolut necesar ca elevii să beneficieze de o disciplină înscrisă în ciclul liceal, prin care să fie evocate schimbările de regim produse în decembrie 1989, datorate curajului inițial al timișorenilor eroi care au pornit Revoluția de Mișcare Socială și Politică, afirma prin vicepreședintele PNL Timiș, deputatul Marilen Gabriel Pirtea. În scopul asigurării unei bune informări a elevilor despre cel mai important moment revoluționar al istoriei noastre recente, programa școlară, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru această disciplină se vor elabora de către Ministerul Educației în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de revoluționari.